Cavalieri! Sunt în apartamentul în care am stat pentru că suntem într-un nou oraș, Torre Vieja, și mergem astăzi să-l vizităm. Haideți să vă arăt ceva super drăguț. Uitați-vă această chiuvetă. Ce frumoasă este, așa? Acum mergem la plajă pentru că plaja este chiar la 2 minute de unde stăm noi. Nu mai mergem la piscină pentru că acest apartament are doar piscină de adulți. Așa că haideți să vizităm Torre Vieja. Și am ajuns la plajă, clădirea noastră era acolo, pe colț, iar plaja este aici, super aproape. Uitați-vă cum sunt împărțite pe pătrate, fiecare stă în pătrățelul lui. Gata, părăsim această plajă care se numește Playa de los Locos, adică plaja nebunilor. Mai sunt vreo 3-4 plăji în acest orășel, încolo, și mergem să le vedem pe toate. Nu am stat foarte mult pentru că e soare, e ora 1 și nu vrem să ne ardem. Acolo e plaja, în spate e Sălbăticia. Ia uitați ce frumos e! Haideți să vedem cât de mari sunt valurile! Adineaur s-a izbit super, super tare! Să văd cum faci tiz. Bye bye. Mă bucur că am găsit aceste stânci și am văzut și această parte din oraș. Mergem să mai căutăm și alte lucruri interesante, să vedem ce mai descoperim. Ce faceți? Avem 2 metri de mers de la plajă și până la mașină și ne-am rătăcit. Nu găsim mașina. Unde-i mașina? Nu știi? Hmm? Cred că am luat-o în dreapta în loc să o luăm în stânga. Și acum umblăm pe străduțe, a trebuit să pun GPS-ul. Am găsit unde stăteam, aici, dar pe partea cealaltă. Și aceasta este piscina la care noi nu am fost. Ne-am oprit la Lidl, care e acolo în spate, și apoi la Mercadona să luăm ceva de mâncare, dar am descoperit că aici este un centru comercial. Cănuță de ceai. S-a făcut noapte! Noi credeam că o să plecăm, dar ne-am hotărât să mai rămânem o zi în acest oraș și am luat altă cazare. Am mâncat, ne-am relaxat un pic și acum am ieșit la o plimbare pe malul mării, după cum vedeți. Ca
toată lumea este la terase. Spaniolii de obicei vara stau foarte târziu, până la 12-1 noaptea pe afară, chiar și cu copiii mici. Și pe faleză este plin de lume. Marea este foarte caldă. Iar copiii s-au făcut salvamari. Sunteți salvamari? Eric, ce faci? Eric? Mergem acolo? Unde mergem? Acolo! Acolo? Da. Vine aici? Vine la picioruțele tale? Te frică? Ce faci, Nicolas? Multe valuri. E rândul lui bebe să fie salvamar. Și tu? Cum e acolo sus? Îți place? Așa trebuie să stai și să te uiți la mare, să vezi ce se întâmplă. Ce-ai văzut pe mare? Ce-i acolo? O pisică. Andreea este super, super fericit că a primit o pisică. Da, de jucărie. De jucărie, da. Și tu ai un cățel la casă? Da. Și eu un robot și vreau să merg acasă să mă joc cu el. Vrei să mergi acasă? Și când am făcut o video cu sucul, cățelul meu era acolo când a vrut și el să stă în video. În ce video? Nu, numai noi. A, da. Acum am două. Nicolae zicea că în videoul cu sucurile, provocarea cu sucurile, a apărut și cățelul lui. Așa că voi pune link dacă vreți să-l vedeți. Nicolae s-a găsit o scoică. Seashell. Vă dau un exercițiu de dicție. Seashell. Stai că nici eu nu știu să zic. She sells seashells on the seashore. Si. Ea vinde scoici pe malul mării. Poți să zici, Nicolas? Ce? She sells seashells on the seashore. Seashells? 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 On the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. În fine, e greu. De-aia e exercițiu de dicție. Seashell on the seashore. Tu zici miau, 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 miau. Faci miau, miau. Am găsit o pisicuță. Încet, mami. Yes. Nu-ți face nimic, ca se joacă cu tine. E foame, cred că. Și nu avem nimic să-i dăm să mănânce. Pisi, pisi, pisi. Pisi, 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 pisi. Pisi, pisi, pisi. Pisi. Wow! Ce frumos este! Ce este? Ce este? Bună seara! Ce reprezintă? Reprezintă ceva special sau? Foarte frumos! Să nu atingi! Domnul a muncit la el mult! Cât v-a luat să faceți asta? O zi jumate? Foarte fain! Și mai schimbat sau? Cât ține? La 3-4 zile?
să nu se strice. Foarte fain. Nicolas și-a pierdut papucii, așa-i? Fiecare e responsabil de încălțămintea pe care o are. Și Nicolas a lăsat undeva și nu știm unde. Cred că pe această plajă. Înainte am fost pe alee și acolo era încălțat. După ce am căutat astăzi mașina lui Eric de 100.000 de ori pe fiecare plajă și a uitat-o tot timpul. 10 minute avea, după aia stăteam și o căutam. Acum stăm și căutăm papuci. I-ai găsit? Fantastic! Bravo! Vă invit la o siesta pe bancă. Dacă aveți cum să ajungeți acolo, că sunt numai stânci. Sunt două bănci, una acolo și una un pic mai încolo. Cred că e frumos să stai la răsărit să te uiți sau la apus. Da, dar cum ajungi acolo? A, uite, mai e una în partea asta. Pe scări, uite, scări. Sunt scări? Acă, pe bici. Stăm pe bancă? Baby Shark? Da. Vine sau nu vine? Da, vine. Vine? Da. De unde vine? Vine aici. Vine din mare? Da. Nu vine. Aici. Nu vine aici. Că apa nu ajunge până la noi. Uite. Tati nu este aici pentru că lui Andreea se frică. Dar tu ești mai curajos, așa-i? Nu, tu stai cu mama? Vrei să mergem? Da. Ok, mergem împreună. Acolo, uite, mai sunt bănci în partea aceea. Pe toate stâncile sunt bănci. E interesant cum au pus aceste bănci pe stânci. Nu vine apa, îți place apa? Da! Da! Sunt valuri mari! Nicolas a văzut acea atracție care se învârte de jur împrejur și el crede că se poate da în ea. Vrei să te dai acolo? Am noroc. Nimerez? Eu să nimerez. Tu? Nu, mami, da. Bye bye, mami. Gata plimbarea noastră pe malul mării, toată lumea este obosită, Andreas a căzut la datorie. Este foarte, foarte târziu, nici nu știu cât este ceasul. A fost o zi frumoasă, mă bucur că am rămas în continuare
în acest oraș. Mâine nu știu ce planuri avem, ne mai gândim încă. Acum vă lăsăm, pa, pa!